să fie cu noi cu toții. Amin. În seara aceasta am bucurie să fiu cu dumneavoastră. Am auzit multe lucruri despre dumneavoastră, de la prieteni comuni. Și în seara aceasta am onoarea să vă și văd. Dumnezeu să vă binecuvânteze alături de familiile dumneavoastră și în toate lucrurile să propășiți spre slava lui Dumnezeu. Pe început aș dori să vă aduc salutări din partea Bisericii Soră, Biserica Emanuel din Sibiu. Frate Vasile, faceți bine până la capăt, adică așezați stativul aici. Mulțumesc! Cu fratele Vasile Budeagă, o mai veche prietenă, multe probleme am rezolvat noi împreună, mai ales de alelele. Este bine, este bine. Surorile știu bine că pregătirea mesei ia mai mult decât servirea ei. În seara aceasta am cheltuit puțin timp cu pregătirea în sensul celor văzute. În sensul celor nevăzute le știe Domnul Dumnezeu. Începusem prin a vă aduce cuvânt de salut din partea Bisericii Soră, biserica în care slujesc ca păstor, Biserica Emanuel din Sibiu. Frații vă transmit har și pace în numele Domnului Isus. Și de asemenea un cuvânt de salut din partea Institutului Teologic Pentecostal din București, din partea colegilor. Și în mod deosebit din partea fratelui Eugen Jugar. A știut că vin și când a aflat că voi veni aici la dumneavoastră, a spus, frate, ne-a dus să spui nume de la mine. Salutări pentru frați, mi-aduc aminte, spunea de plăcută părtășie pe care a avut-o cu dumneavoastră în timpul în care a fost prins cu ceva treburi legate de pregătirea lui școlară aici. Domnul să fie cu noi, să fie și cu el, cu familia lui și în cele ce urmează, în timpul pe care îl avem la îndemână și paranteze făcând, prin felul în care veți asculta cuvântul, eu știu când e timpul să închei. Chiar dacă va fi mai devreme decât reperul așezat de frați. Ioan Gură de Aur spunea, când vă văd cu câtă sete ascultați cuvântul, mie îmi vine să vi-l dau cu mai mare bogăție. Domnul să ne binecuvânteze. Vom citi din Scriptură câteva versete, ele sunt scrise în Epistola 1 Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1 și apoi câteva versete vom alege din capitolul 3. Să păstrăm atenție mare și să ascultăm cuvântul. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copiii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Citim apoi versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Amin. Amin. Tema acestei conferințe este, pe lângă mulțumire, contextul mulțumirii față de Domnul, frații au ales un generic. Credința și creștinul contemporan. Sigur că această temă e o temă care vine în acord cu nevoile noastre spirituale, cu nevoile noastre după învățătură, și cu ajutorul Domnului, în zilele pe care le vom petrece împreună, vom avea 4 întâlniri, la aceste întâlniri aprofundând diferite aspecte ale acestei tematici.
În seara aceasta vom vorbi despre testele credinței într-un mesaj pe care l-am intitulat Adevăratul Credincios. Mâine dimineață, cu ajutorul Domnului, încercăm să privim înspre cuvântul contemporan și ceea ce ne va reprezenta obiectivul este să identificăm trăsăturile sau caracteristicile vremurilor contemporane și apoi să vedem care ar putea fi impactul negativ al acestor caracteristici asupra credinței creștine, asupra creștinului contemporan. Mâine seară îi avem în atenția noastră pe cei tineri. Mie îmi sunt dragi tineri. Am început să fiu în slujba de predicator la vârsta de 18 ani. La vârsta de 22 de ani am fost ordinat pastor. La vârsta de 26 de ani aproape m-am însurat. Eu am crescut printre tineri. Soția n-a putut să fie cu dumneavoastră, să fie cu noi, datorită situațiilor pe care le avem acolo acasă. Și ea este mult printre tineri și lucrarea noastră a fost printre tineri. Abia cumva anul ăsta am zis, lucrarea tinerilor din biserica noastră să o dăm altora care s-au ridicat și care o pot duce mai departe. Dar mâine seară să ne dea Domnul un cuvânt potrivit care să vină în împlinirea nevoilor celor tineri. Și ce o să facem duminică dimineața, o să vedem atunci. Începem prin a avea în atenția noastră această temă. Adevăratul credincios. Testele credinței. Epistola 1 Ioan este scrisă de Apostolul Ioan. Și dumneavoastră, ca și mine, știți foarte bine că Apostolul Ioan a lăsat în Biblie, Duhul Sfânt prin el, trei categorii de scrieri. E cum am avea aici Evanghelia, mai la mijloc sunt cele trei epistole și în partea asta, Cartea Apocalipsa. Ele au această așezare, pentru că în Evanghelie Ioan se referă la cele trecute, la cele trecute în raport cu prezentul său. În epistole, el se referă la cele prezente în viața bisericilor din timpul vieții sale. Iar în cartea Apocalips privește prin Duhul la cele care urmau să vină. Epistolele sunt la număr 3. În prima epistolă, Ioan se adresează în general bisericilor. Această epistolă este cercul mare. Încercați, vă rog, aici pe ecran, să faceți un cerc mare. Colorați-l cu orice culoare vreți. Vedeți cercul la mare. Da? Cu credința, vorba fratelui Dor. Cercul mare reprezintă prima epistolă. Un mesaj către biserici. În cercul mare puneți un cerc mai mic. Acela este epistola a doua. Această a doua epistolă este adresată familiei creștine. În cele două cercuri puneți unul și mai mic. Acel cerc mai mic de la urmă este epistola a treia, care a fost adresată lucrătorului creștin, lucrătorilor creștini. În atenția noastră avem prima epistolă a lui Ioan. Pentru a înțelege mesajul și pentru a înțelege și cuvântul care vine de la Dumnezeu pentru noi în această seară, avem nevoie să cunoaștem câteva lucruri despre ce s-a întâmplat în vremea în care Ioan a scris epistola. Bisericile se găseau într-un mers al lor, într-un contemporan al lor. Se confruntau cu niște probleme. Ce se întâmplase? Apostolul Pavel, în urmă cu vreo 35, poate 40 de ani, lăsase în Efes o profeție. I-a avertizat pe presbiter că va veni ziua în care turma Domnului va fi pândită de lupi răpitori care se vor strecura printre credincioși cu scopul de a strica credința multora. Ce-a prorocit Pavel la plecarea sa din Efes? Acum devenea realitate prin anii 80-75 când Ioan a scris epistola asta. Ce s-a întâmplat? Ca de nicăieri, au început să vină în adunări, să se amestece printre frați,
niște oameni care și ei se numeau creștini. Numai că învățătura lor nu era o învățătură curată. Acești oameni tălgăduiau întruparea Domnului Isus. Ei spuneau că nu-i cu putință ca Fiul lui Dumnezeu să se facă trup, carne. Nu-i posibil. Negau divinitatea Domnului Isus. Din punct de vedere moral erau libertini. Ei spuneau așa. Păcatele care se asociază cu spiritul, faptele care se asociază cu spiritul, dacă zrele alea sunt păcate. Spre exemplu, minciuna era păcat. Cele care se asociază cu trupul nu sunt păcate. Și așa au ajuns să spună că a trăi în curvie, spre exemplu, este un lucru de dorit și tolerabil. Acești oameni s-au numit în vremea aceea gnostici. Și ăștia au fost aceia care au produs epistola, Evanghelia după Iuda. Ați auzit de ea? De acolo vine, în vremea aia, de la ăștia. Așa că trebuie să-i știm rădăcinile că ăștia de la National Geographic tare se bucură să o descopere. Poate că iubesc învățătura aceea. Acum, oamenii aceia s-au strecurat prin adunări. Și veneau și își duceau învățătura între frați. Cum în vremea respectivă nu era Biblia încă scrisă, Noul Testament, frații n-au putut ști limpede ce-i adevăr și ce-i minciună. Unii au început să se clatine în credință. Altora le-a convenit respectiva învățătură. Unii au fost înșelați. Într-un cuvânt, în adunări s-a semănat confuzie. Închipuiți-vă dumneavoastră să se ridice în fața adunării cineva și să spună un lucru. Și după el să vină al doilea vorbitor și să zică fraților, cu respect față de fratele antivorbitor, am zis bine, antivorbitor, el v-a mințit. Spune o adevăr. Și lumea a intrat într-o confuzie. Erau acei oameni sinceri, căutători după adevăr. Și ei aveau nevoie de ceva de la Dumnezeu, cuvânt clar, pe baza căruia să se facă deosebire clară între credincioși și necredincioși. Acel cuvânt a fost dat bisericii prin Apostolul Ioan și a venit odată cu o scrisoare, și anume Epistola 1 Ioan. Această epistolă a fost scrisă cu scopul de a atrage o linie clară de demarcație între credincioși și necredincioși. Și Ioan folosește cuvinte dure, zice el în versetul 10 al textului citit. Prin aceasta, adică prin linia aia, se cunosc copiii lui Dumnezeu și noi am zice, ceilalți. Dar Ioan e foarte radical. Și copiii diavolului. Acum de observat un lucru. Lupta dintre copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului nu s-a dat pe străzile Efesului. Ci era acolo în comunitate. Că se strecuraseră între frații. Și de observat e că în cursul istoriei această posibilitate a rămas mereu deschisă până în zilele noastre. Copiii lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, pot sta pe bancă în adunare lângă oameni pierduți. De vreo 16 ani slujesc ca pastor. Aproape 15 ani să fac acel anul ăsta. Am băgat de seamă în cursul vremii că numele de Pentecostal nu-i adăpost suficient de tare ca să nu-l poată primi acest nume și unul care nu-i copilul lui Dumnezeu. Poate fi în registrul bisericii și să nu fie în cartea vieții. Din nefericit. Zice altădată Pavel, între voi sunt unii oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Și Iisus mai înainte a spus, băgați de seamă să nu vă înșela singuri. Și altora le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Acum se ridică o întrebare.
în contextul acestei teme, credința și creștinul contemporan. Și întreb eu, creștinul contemporan are de la Dumnezeu recunoaștere? Sau e numai creștin? Că poți avea creștinism, se pare că poți avea creștinism și fără să-L ai pe Iisus. Câte milioane de creștini sunt în Europa? Se declară creștini, dar oare l-au pe Domnul Iisus? Trăiește Domnul Iisus în inima lor. A-L avea pe Iisus în inimă este ceva. Și a-L aparține unei comunități, unei confesiuni, unei biserici, unei civilizații creștine, e altceva. Așa să vă întreb. Se poate naște cineva din părinți pe cale biologică? Copil al lui Dumnezeu? Nu. Dar penticostal se poate? Eu zic că da. Păi copiii noștri, dacă se face recensământul populației și ne întreabă ce confesiune au, ce confesiune au? Musulmani sunt? Nu. Penticostal a pus. Întrebarea revine. Suntem noi ai lui Dumnezeu sau nu? Noi spunem că da. Și așa să fie. Amin. Dar oare adevărul ce zice? Că una este să spun eu despre mine ceva și alta este să confirme adevărul despre mine ce le spuse. Și alta este ca din cer Dumnezeu să spună așa e al meu. Cum pot să știu dacă sunt al lui Dumnezeu sau nu? Cum pot să știu dacă sunt copilul lui Dumnezeu, credincios adevărat sau nu? Pe ce temei? Pe simpatii? Nici de cum. Temeiul este adevărul. Și Epistola 1 Ioan ne pune la îndemână 4 teste, pe baza cărora putem pe noi înșine să ne verificăm dacă suntem în credință. În cele ce urmează, cu ajutorul Domnului, să aprofundăm testele acestea. Primul test este testul învățăturii sănătoase. Sau testul teologic. Putem să-l numim așa. Acest test face trimitere la convingerile pe care le are din inima sa credincioșul. La învățătura pe care o urmează. Eu am întâlnit odată pe cineva care a spus așa. N-are importanță ce crezi. Importanță are să fii sincer. E important să fii sincer. E foarte important să fii sincer. Dar sinceritatea n-ajunge. Sincer este și cel care se rătăcește. Sincer poate fi și cel care a crezut în mreaja unei erezii nimicitoare și gata să-și dea și viața pentru ea. Nu sinceritatea este cheia definitorie, ci adevărul crezului. Iisus ne-a învățat despre cuvântul lui Dumnezeu. Pavel ne-a vorbit despre calea credinței. Și mântuirea, spune Scriptura, este prin credință. Este foarte, foarte importantă învățătura. E important să fim sinceri. Vai de cel fățarnic și ascuns. Dar sinceritatea asta trebuie să vină în contextul adevărului. Și adevărul este Biblia. Iisus este adevărul și El este descoperit în Scriptură. Slăvit să fie numele Lui. Privitor la conținutul învățăturii sănătoase, Ioan învață despre Domnul Iisus 5 lucruri și la urmă ne pune titlul. El spune așa, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Doar câteva versete. Spune așa, spre exemplu, capitolul 3, versetul 23. Și porunca lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos. Sau în capitolul 4 cu versetul 15. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Sau în capitolul 5 cu versetul 13.
V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Vă întreb, credeți dumneavoastră că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Dar vreau să vă mai întreb ceva. Dumnezeu e Tată. Domnul Iisus e Fiul. Care e mai bătrân? În anul 318, în nordul Africii, în biserica din Alexandria, într-o duminică, un diacon cu numele Arie ține o predică. Acolo, în prima bancă, era episcopul Alexandru și colegul de diaconie, un fecior pe vremea aia, Atanasius. Și Arie, un pic mai bătrân, zice el, Dumnezeu Tatăl îi mai bătrân decât Iisus. Mai înainte de a fi Iisus, era Tatăl. Și Tatăl l-a făcut pe Iisus și după ce l-a făcut, numai după aia vine. Și o vede pe o femeie din adunare cu un prunc în brațe. Și arată cu degetul și zice, soră, ai avut tu băiatul din brațe înainte să-l naști? Și femeia zice, nu. Păi vezi, nici Iisus, nici Dumnezeu nu l-a avut pe Iisus până să-l nască. Și așa s-a născut o erezie care în biserică s-a numit mai de mult arianism, iar astăzi e purtată din martorul Jehova. Vorbim de creștinism și credința creștină în context contemporan. Astea sunt problemele. Și a fost negată divinitatea și eternitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să afirmăm apăsat. Copiii lui Dumnezeu îl mărturisesc pe Iisus ca fiul veșnic al lui Dumnezeu. Mai mult, El s-a întrupat. Zice Ioan 4:1, prelipiților să nu dați crezare oricărui Duh. Să cercetați duhurile, că multe au venit din... au ieșit mulți proroși mincinoși. Și apoi, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaște după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Iisus a venit în trup, este de la Dumnezeu. Cum să înțelegem oare acest verset? Eu am întâlnit frați cu darul prorociei, care înainte de a transmite mesajul profeției, spun Iisus a venit în trup. Și apoi începe profeția. Nu greșesc dacă zic că Iisus a venit în trup. Greșită este pretenția că după această vorbă ei nu mai trebuie să fie supuși cercetării nimănui. Asta e minciună și o simțim ca atare. Locul din Scriptura noastră mărturisește nu despre cum trebuie să fie manifestate darurile duhovnicești. Și încă o dată spun, dacă cineva, având darul prorociei, face așa, nu greșește. Nu spune un lucru rău. Dar acest cuvânt a fost lăsat cu alt scop. Aici este adusă învățătura cu privire la întruparea Domnului Iisus, care era negată în acele vremuri. Cum o neagă în vremurile noastre ăștia de la National Geographic. Dar trebuie să arătăm cu degetul acest asalt împotriva credinței adevărate, care vine acolo, de la cel pupitor. Iisus e Fiul veșnic al lui Dumnezeu și Dumnezeu se face trup în Iisus. Vă văd cu băiatul în brațe. Vreți să veniți un pic încoace? Haideți, haideți. Cu băiatul tot. Ia-l pe-o? Da. Bun. Haideți aici. Așa. Pacea Domnului Iisus. Bun găsit. Pacea Domnului. Cum te numește? Valentin. Valentin. Eu sunt Nelu. Vă rog frumos să fiți atenți. Ne-am mai văzut de până acum? Nu. Valentin și Nelu. Dacă noi doi investim timp în relația dintre noi, noi putem deveni prieteni buni. Vă rog să vă închipuiți că între noi doi se așează o relație care crește, 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 crește și ajunge să fie la superlativul prieteniei dintre doi oameni. Ia-ți prâncul în brațe, te rog. Ascultați ce vă spun. Niciodată însă relația mea dintre Valentin cu Valentin nu va fi egalată de relația dintre tată și fiu.
Acolo e altceva. Acolo nu e o relație prin lipire, prin alăturare, prin împrietenire. Ci acolo e o relație de determinare, de carne și sânge. Când Iisus s-a întrupat, Dumnezeu s-a apropiat de oameni nu ca și cum aș apropia eu de Valentin, ci s-a apropiat de oameni ca legătura dintre El și Fiul Lui. Ați înțeles? Dumnezeu s-a făcut neam cu noi. Eu că mă gândesc la sensul întrupării lui Iisus, aleluia, neam cu mine. Aici nu o colindă de, putea să zic, de Paște. De Crăciun. Ci Dumnezeu s-a făcut neam cu oamenii. Asta e așa de frumos. Mulțumesc, Valentin. Domnul să te vină. Cum te cheamă pe tine? Gabriel. Deci are un nume oficial și încă un. Iisus, Fiul lui Dumnezeu întrupat, și Ioan ne spune că El este jertfa de ispășire. Asta este al treilea aspect care ține de învățătură. 2:2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Ca în 4:10 să spună, Dumnezeu ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Fiul lui Dumnezeu vine în lume, se face neam cu noi și această întrupare îi dă legitimitate să ne reprezinte la cruce, murind pentru păcatele noastre. Învie din morți. Și Ioan ne spune că se duce în cer și șade la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ca în 2:1 să spune copilașilor, vă scriu asta epistola ca să nu păcătuiți. Vai, o zis unul, dar eu am păcătuit. Ce mă fac? Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un avocat, citiți. Sau un mare preot, sau un mijlocitor, pe Iisus cel neprihănit. Domnul Iisus stă acolo la dreapta lui Dumnezeu și vă apără pe fiecare, mă apără și pe mine. S-a pus în prezența lui Dumnezeu garant pentru noi. În Evrei 7:25, pe acolo, pe undeva, scrie așa, trăiește pururea ca să mijlocească pentru el. E acolo Iisus. Învățați să vă bazați mult pe acest gest pe care îl face Iisus. Asta e învățătura. Și, mai spune Ioan, se va întoarce. Ce-o fi, zice, eu nu știu, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, ca în 2:29 să spun așa, mai înainte, 28, și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui, să nu fim lăsați de rușine și depărtați de El. Iată 5 lucruri despre Iisus. Esența învățăturii sănătoase. Fiul lui Dumnezeu, întrupat, mort pe cruce pentru păcate, mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu și revine. Credeți așa? Amin. Și pune Ioan așa titlu peste ele. Pune așa un titlu mare. Zice, în 4:14. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul Lumii. Acum vă întreb pe dumneavoastră. Credeți aceste adevăruri despre Domnul Iisus? Mărturisește lăuntru vostru că așa stau lucrurile. Credeți voi că Domnul Iisus e Fiul veșnic al lui Dumnezeu care s-a făcut om și care a murit la cruce pentru păcătoși, m-a înviat din morți și mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi și va reveni și El e Mântuitorul. Credeți așa? Amin. Apoi dacă a zis amin, să vibreze inima în voi pentru că sunteți copii al lui Dumnezeu. Credința asta să vă fie în inimă, în inimă să vă fie. Ăsta e crezul.
cineva vreodată își va permite să scoată afară un nenunț din asta și să-l sucească, același pierde calitatea de mântuit. Asta e învățătura sănătoasă. Peste asta nu se trece, pentru asta punem capul jos și alegem martirajul, dar nu negare. Iisus este Domnul, slăviți să fie Domnul. Asta e testul teologic, testul învățăturii. Sigur, învățătura are multe și diverse dimensiuni, dar miezul ei stă în aceste cinci declarații. Al doilea test este testul moral. Aici e un pic mai greu. Dar nu e imposibil. Testul moral vine și ne mută în altă dimensiune. Ideea e așa. Crezul tău să ia chip în caracterul tău. Sau altfel. Teologia ta formează personalitatea ta. Sau teologia determină moralitatea, caracterul. Cu alte cuvinte, ceea ce credem noi despre Dumnezeu trebuie să curgă prin întreaga noastră ființă și să se exprime în caracterul nostru. Noi avem o vorbă pe România. Fă ce zice popa, să fie lui iertare dacă aduc cuiva atingere, ci doar citez un proverb, fă ce zice popa, dar nu fă ce face el. Și am putea zice, fără să greșim tare, fă ce zice pastorul, dar nu fă ce face el. Hai de mine, Doamne, veri. Sau fă ce zice cel pentecostal sau baptist. Vorba asta n-am inventat-o noi românii. Ea vine de la Domnul Iisus, care odată a zis așa, ce vă învață farisei și cărturarii să faceți, dacă ai ei să nu faceți. Și aici se observă o prăpastie, o crevasă ce se deschide între teorie și viață. Copilul lui Dumnezeu astupă prăpastia. Copilul lui Dumnezeu unește învățătura cu viața. Și caracterul lui e motivat de crezul său. Asta nu poate să o facă cel care îi aparține lui Iisus. Cel care aparține lui Iisus o face din pricina Duhului lui Dumnezeu care stă în el. Amin. Și pe detalii, Ioan atinge trei aspecte. Din punct de vedere moral, spune Ioan, copilul lui Dumnezeu nu trăiește în păcat. Auziți un verset. Mi-ar place să-l fi avut aici așa proiectat, bine era. Zice așa. Oricine născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Aveți Biblia cu dumneavoastră. Eu așa tare iubesc Biblia. Am multe ediții de acasă, de tot fel, dar e una de care nu mă pot despărți. Asta. Din 94, tot cu mine o portă, unde umblă. Da? Și aveți Biblia cu dumneavoastră. Mâine să cine are Biblia. Domnul să binecuvânteze pe cine are Biblia cu el. Amin. Și pe cei care nu au Biblia cu ei, Domnul să-i binecuvânteze înduit. Măcar acum să fie câștigați. Nu ne crampunăm în asta. Ai carte subțioară, ai cu tine Biblia. Poți să ai 10 cu tine și să n-ai Biblia cu tine. Ați înțeles dumneavoastră? Da. Așa. Acum, zice așa. Cine-i născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și mai zice ceva. Și nu poate păcătui. Eu când am citit aici, am mai citit mai multe ori, dar n-am văzut. Odată când am citit, am și văzut. Și am zis, vai de mine. Păi dacă acest cuvânt e adevărat, apoi vai de mine. Păi de ce? Uite care treaba. Cine născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nici nu poate păcătui. Eu, nelubrie, pot păcătui și o și fac. Care e concluzia? Dar vă întreb, dumneavoastră puteți păcătui? Puteți? Care de la anul nou încoace
N-a avut în gură măcar o dată neadevăr. A avut în gură măcar o dată neadevăr, să nu. Poate cineva să spună, uite, eu de la anul nou încoace niciodată n-am scăpat de un neadevăr cu buzele mele. Ioan zice aici că dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm. Și avem acei două foi. Pe una zice, cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește, și pe aia altă zice că dacă ne mărturisim păcatele, ne iartă, și mai zice că dacă tărgăduim că n-avem păcat, îl facem pe Dumnezeu mincinos, și mai zice copilașilor, dacă vă unul dintre voi a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor. Unde e bine? Răspunsul este în amândouă locuri. Și eu cam... La un an, după ce m-am pocăit, am învățat o regulă de înțelegere a Bibliei. Când ceva se contrazice în Biblie, contradicția este între neuronii mei și nu în Biblie. Așa că trebuie să îmi limpezesc gândurile ca să aflu sensul. Da. Și ce am aflat? Aici pe noi ne încurcă limba română. De cele mai multe ori ne descurcă, dar de această dată nu tare. Aici e o problemă de limbă. În grecește, verbul hamarteu apare la o formă verbală, mai românește, în ademaia, infinitiv, activ, viateză pasivă. Pentru cunoscătorii de limba engleză, ceva similar timpului prezent continuu. Una e să zici, I go, și alta e să zici, I'm going. Asta a spus Iisus. Și Pavel o arată în practică, l-au putut bine. Îți aduce aminte acolo, când cu noile pe el și l-au trimis în pușcărie în butuci, și dimineața au zis ăștia, n-au vin. Să plece acasă, spuneți la palavragiul ăla, dați-i drumul, ducă-se. Eu să fi fost în locul lui Pavel, săream din butuci și din cătușe afară și ziceam, slavă Domnului pentru eliberare și tană pe ușa din dos cât de departe cu putință. Numai că Pavel face altfel. Zice Pavel, ce cetățean roman, zice la capitanul cetății să vie să mă scoată pe ușa din față, că dacă nu, fac plângere. N-a zis așa. A spus în cetățean roman și m-a bătut fără judecată. Să vină să mă scoată. Și a ieșit pe ușa din față. Și capitanul cetății a spus, e omul lui Dumnezeu? Și a doua zi, când Pavel a mai mers prin Efes și prin Filipii, că acolo s-a întâmplat, lumea a spus, iată un om demn. Înțelegeți? Iubirea ne aduce demnitate, oameni buni. Răzbunare ne face neoameni. Ți-ți place aceea? O să te duci. Simt că linii că ne facem prieteni. Răzbunarea ne face de oameni. Iubirea ne aduce demnitate. Mie mi-a plăcut așa de mult literatura română. Am citit acolo și am ajuns, asta era cred că în casă, clasa 11, Răzvan și Vidra, de HD-ul. Și acolo, aici așa o situație de istorie. Un țigan, cu numele Răzvan, era în cetatea Sucevei, și se împiedică cu piciorul într-o pungă cu bani. Îi ia, nu-i numără, nici nu-l interesează, îi bagă acela buzunar și mai încolo, la colț de stradă, un cerșetor. Din punga descoperită, scoate un calben de cerșetor, îi pleacă viața mai departe. Mai pe urmă, încălăreț în goana calului, striga, n-ați găsit o pungă cu bani? Și Răzvanul cinstit, zice, cum nu? La mine. Punga e luată, călărețul pleacă și în scurt timp se întoarce înapoi. Cu alții, îl ia pe sus pe Răzvan și dus la conacul lui Mihnea. Pus acolo între suliți, dă socoteală de galbenul lipsă. Unul nu-i. Unde-i? Păi l-am dat, păi cum? Dai-l din ce nu-i a tău. Și pentru banul lipsă l-a făcut robă. Și urmează până și înșiruire de suferințe și ce făcea mai de mult românul, s-o făcu haiduc. Mai încoace s-o dus în Occident.
Într-o zi se întâmplă ceva. Ne spune Hașdeu că l-au arestat haiducii pe Mihnea. Și acum acolo în pădure roată, haiducii în jurul lui Mihnea ăsta în țărână, tremurând, e frică, știa că sfârșitul e pe aproape. Unul din tovarășii lui Răzvan în șirul lungile și umilitoare de suferințe. Acolo, la curtea lui Mihnea. Și acum așteaptă răzbunarea. Și Răzvan spune așa, du-te acasă liber. Și Hașdeu pune în gura lui Răzvan o vorbă din Biblie. Nu-i răzbunare mai mare decât să-l faci pe dușmanul tău să spună că tu ești bun și el e rău. Nu așa striga Saul după David? Aici e testul social, fraților. Iubirea. Și mai e ceva. Ascultarea. Acest test al ascultării, spune Ioan așa. 4 cu versetul 6. Noi suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu-i din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. În relațiile dintre noi, copiii lui Dumnezeu sunt caracterizați de respect. Există în univers un principiu al autorității spirituale, vine de la Domnul Dumnezeu. El spune, Dumnezeu e capul lui Hristos, Hristos e capul bărbatului, bărbatul e capul nevestei, părinții, capul copiilor. În adunări lăsate de Dumnezeu rânduieli, zice Pavel, ascultați de mai mari în voști în Domnul. La serviciu avem stăpâni, zice Pavel, robilor sau angajaților. Ascultați de mai mare care aveți peste voi. E un principiu al autorității în univers. Creștinul îl respectă. Asta e. În inima lui e Duhul care respectă principiul autorității. Dacă e copil, se uită la părinții lui cu respect. Nu le întoarce vorba, nu le face scurări. Îi respectă. Și se vede că e creștin din aia că își respectă părinții. Dacă e angajat la o fabrică, își respectă șefii, ascultă de cel pus peste el și muncește cu pasiune, cu hărnicie. Nu cum zice, odată aveam un student și vorbind de teologia muncii acolo la un curs de teologie morală, el intervine așa cu o vorbă, zice, hai, frate, ne rătare diferite, asta de cum știam eu înainte să mă pocăiesc. Dar cum ai știut, mă? Și zice, eu eram mecanic și aveam o vorbă acolo la service. E păcat să pui șurub unde poți lega cu sârbă. Deci copilul lui Dumnezeu respectă principiul autorității. În familie, în relația dintre soți. Dar aș vrea să vorbesc mai tare în relația din adunări. Cum între frați? Ioan spune așa, cine este din Dumnezeu ne ascultă. Cine din Dumnezeu nu ne ascultă. De la noi, pe acolo, prin părțile noastre, odată o femeie s-a ridicat. Și ea avea două prorocie. Domnul a vorbit mult prin ea. Într-o zi s-a îngânfat, cine mai știe ce s-a întâmplat, că a început apoi să vorbească lucrurile. Am sfătuit-o o dată, de două ori, mai multe ori, nu s-a prins nimic de ea și atunci a trebuit să o luăm tare. Și să spunem, dacă mai în public vorbești, odată te vom opri în public și spunem oamenilor cum stau lucrurile. Deja vorbea din altă sursă. Vine și spune, auzi? Domnul ne-a vorbit pentru un proroc din Timișoara că dacă nu dau drumul la lucrări, mă pune la pat. Și am zis eu, cum o fi Duhul de rătăcire de la Timișoara, prieten cu ăla de la rătăcire de la Sibiu, nu știu. Dar am zis, hotărât împreună cu ceilalți frații noștri. Dacă nu te oprește, vom opri noi. La care ea spune, pun eu, frate, o piatră în geantă. Un bolovan și când se dea una cu janta peste spate, ai mai vedea după cine oprește. Eu nu vă spun povești. Eu mi-am râs. Pentru că știam că decizia noastră este corectă. Dacă
dacă e din Dumnezeu, ne ascultă. Dacă nu, nu ne ascultă. Noi credem în prorocii. Biserica Emanuel din Sibiu sunt proroci care vorbesc de la Duhul lui Dumnezeu. Dar el ați dau loc. Dar nu să-i Domnului. Asta așa, o paranteză. Atenție, vă rog. Relațiile dintre dumneavoastră în adunare pun în evidență dacă sunteți copii al lui Dumnezeu sau nu. Respectul față de celălalt, față de frați, recunoașterea autorității spirituale. Dacă a rânduit Dumnezeu o conducere, respectați-o. Copilul lui Dumnezeu nu face rău bisericii lui Dumnezeu. Nu vorbește de rău biserica. Nu tulbură biserica, nu ceartă, nu în sensul de ruperi, de știu eu, lucruri care să aducă suferință în biserică. Asta nu face copilul lui Dumnezeu. El construiește acolo, el dă viața acolo, el e mădurar acolo. Asta spune Ioan. Gândul ăsta, o, de la înțelege frățietatea, câtă bucurie și pace în adunare. Testul credinței, testul învățăturii, testul moral și testul social. Mai era un altă dată asta. Nu m-am spus, testul spiritual ține de Duhul lui Dumnezeu care e în noi. Zice Ioan, știm că suntem în El prin Duhul pe care ni l-a dat. Știm că aparținem lui Iisus, cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat Duhul Sfânt. Asta e. Ne-a dat Duhul Sfânt. Și s-a lui Iisus. Mărturia aceea lăuntrică. Acela din noi care zice împreună cu Duhul lui Dumnezeu Ava. Adică Tată. Mărturia aceea dinăuntru. Și această mărturie pe care o primim când suntem înnoiți de Duhul Domnului capătă o dimensiune extraordinară la botezul cu Duhul Sfânt. Vă chem să vă rugați Domnului să primiți botezul cu Duhul Sfânt. Asta e extraordinar. Eu m-am întors la Domnul prin undeva în începutul lui septembrie 91 și botezat cu Duhul Sfânt a fost undeva în 9 noiembrie 91 și botezul în apă în 24 noiembrie. După botezul în apă a venit așa un moment de mare, mare încercare pentru mine și de ispitire. Nu mai puteam crede în Dumnezeu. Scuzați-mă bine. Aveam niște îndoieli, mă măcinau niște îndoieli, nu eram de acord cu asta. Vine mine. Dumnezeu, te-ai înșelat. Mă uitam la oameni în vârstă din adunare și spuneam, eu nu o să apuc vârsta aia în adunare, că mă duc în lume până atunci. Mă măcinau temerile, îndoierile, frustrările, tot felul de gânduri negre. Într-o zi m-am dus la un frate să-i spun, frate, uite ce de lupte am. S-a uitat la mine și a zis, nu ți-e ție rușine? Fac pocăință de rușine. Nu m-a înțeles. M-a apăsat mai tare. Predica odată un frate, fratele Dobra din Ștejer, inginer de meserie. Și știam că eu am cu școală și eu prunc de 18 ani, mă uitea la mâna, că omul ăsta e ștept, crede în Dumnezeu, ceva tot o fi. Cu așa încercam să mă mor luptele. N-am fost odată de acord cu acele gânduri. Le-am respins de la mine cum veneau, dar tot veneau înapoi. Aveam un argument peste care niciodată nu au putut trece. Și argumentul a fost următorul. Dacă Dumnezeu nu este, cum se explică trăirile pe care le-am avut la botezul cu Duhul Sfânt? Amin. Când am simțit așa prezența Domnului peste mine și m-am trecut un fior din tălpân în cap și am știut că Dumnezeu e acolo și am lăudat numele Lui vorbind în limbi neînțelese de mine și m-a urmat bucuria aceea săptămâni. Acolo a fost numai Dumnezeu. Și când aduceam argumentul ăsta, plecam. Numai o vreme. Și a venit o zi dată de Dumnezeu în care s-a dus de tot. Și stau în fața dumneavoastră ca unul care a pipăit. Eu sunt sigur de Dumnezeu. Experiențele cu El sunt prea multe ca să mai poată veni vreodată vreo îndoială. Slăvit să fie în numele Lui. N-am văzut niciodată. Și slavă Domnului că n-am văzut. Că eu am parte de fericire a 10-a. În predica de pe munte sunt 9 și a 10-a 10 ferici de ei care cred fără să vadă. Am întrebat o dată în adunare la noi, cine a văzut vreodată în vedenie înger? Și a ridicat câțiva mâna așa.
Și am zis, acum, ferice de cei care n-au văzut. Și am predicat de fericirea 10. Și una dintre surorile care ridica mâna a zis, frate, și eu vreau fericirea aia. Și să dea Domnul atunci. Dar eu am. N-am văzut, dar cred. Vă rog să luați această credință, să o puneți în inima dumneavoastră. Testele credinței. Testul învățăturii, testul moral, testul social și testul spiritual. Cum va răzbi creștinul contemporan pe calea credinței? Știți cum? Cu Biblia sub braț și mai ales în inimă. Învățătură sănătoasă. Cu ochii la Iisus și cu caracterul format mereu și mereu și mereu de valorile Domnului Iisus. Cu inima plină de iubire și cu gândul făcut rob ascultării și cu Duhul Sfânt în el. Așa răspește. Să ne ajute Domnul. Amin. Patru teste simple. Învățătură sănătoasă. Caracter frumos. Relații guvernate de iubire și ascultare și Duhul în tine. Asta e testul. Asta face deosebirea dintre creștini și necreștini. Nu apartenența confesională. Astea. Fie binecuvântat numele Domnului. Amin. Și viața noastră pe urmele Lui să fie. Amin. 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 Ați vrea să facem împreună o rugăciune? Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.